Localnicii din Ziduri au petrecut până la orele serii la finalul săptămânii, la cea de-a 11-a ediție a Sărbătorii Comunei. A devenit deja o tradiție ca vara la Ziduri autoritățile să organizeze o petrecere pentru localnici, dar și pentru cei din împrejurimi. Bun venit tuturor locuitorilor din comuna noastră! Mă bucur de fiecare dată când sunt în mijlocul dumneavoastră. Aș vrea să spun bun venit tuturor care vin din altă localitate să se bucure împreună cu noi de sărbătoarea noastră. După cum vedeți, de 2 ani am făcut un obicei ca deschiderea sărbătorii să fie făcută de copiii de la școlile din comuna noastră. Le mulțumim copiilor, le mulțumim profesorilor, părinților că i-au pregătit. Pe scena din localitate au urcat artiști buzoieni, colaboratorii Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău, însă atmosfera a fost întreținută și de Alesia, Emilia Ghinescu și Jean de la Craiova. La sărbătoarea comunei, invitat de seamă a fost și președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu. Cel mai frumos parc din zona rurală a județului Buzău, nu pot să vă felicit decât pe dumneavoastră și autoritățile locale că au putut să mențină la comunitate acest parc. De regulă, toate lucrurile de acest gen au ajuns în altă parte. Ce vă pot spune eu? Sunteți niște oameni minunați, sunteți niște oameni care, bun gospodari, care a știut să vă alegeți autoritățile locale. Îi mulțumesc domnului primar pentru invitație. Eu nu vă pot spune decât atât, că noi, Consiliul Județean, vom face tot ceea ce putem ca să putem să dezvoltăm și comuna dumneavoastră. Petrecerea s-a încheiat cu promisiunea din partea autorităților că o nouă ediție va fi organizată și anul viitor.